Iliada și Odiseea. Adevăr și legendă. Conflictul militar dintre greci și troieni, desfășurat în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, cunoscut cu numele de Războiul Troian, a reprezentat sursa de inspirație pentru operele literare Iliada și Odiseea. Scrise în jurul anului 750 înainte de Hristos, acestea au fost atribuite poetului antic grec Homer. Iliada și Odiseea sunt cele mai vechi opere din literatura europeană. Iliada. Iliada povestește despre luptele purtate de grecii Ahei pentru cucerirea cetății Troia. Paris, fiul mai mic al regelui Priam din Troia, a răpit-o pe Elena, soția lui Menelau, regele Spartei. Basilei din Grecia, în frunte cu Agamemnon, regele Argosului, hotărăsc răzbunarea insultei prin distrugerea Troiei. De partea aheilor vin și înțeleptul Ulise, basileul din Itaca, viteazul Ahile, înțeleptul rege Nestor din Pilos și mulți alți eroi. În acest război se amestecă și zeii, unii de partea aheilor, așa cum au fost Atena, zeița înțelepciunii, sau Hera, soția lui Zeus, iar alții de partea troienilor, cum au fost Afrodita, zeița frumuseții și a dragostei, sau Apollo, zeul soare, zeul muzicii, al poeziei și al artelor frumoase. Neputând să-i învingă pe troieni, în al 10-lea an de război, aheii au recurs la un vicleșug, plănuit de Ulise. S-au ascuns în pântecul unui uriaș cal de lemn și au fost introduși în cetate, de unde au ieșit și au cucerit Troia. Odiseea. Atunci când războiul troian s-a încheiat, conducătorul grec Ulise sau Odiseu, cum mai este numit, a plecat de la Troia împreună cu tovarășii săi spre insula sa natală, Itaca. Călătoria pe mare a durat 10 ani, timp în care i-au trecut prin nenumărate aventuri. Au ajuns pe țărmuri străine, au fost prinși de ciclopul Polifem, un uriaș cu un ochi în frunte, pe care au reușit totuși să îl învingă. Au rămas prizonieri timp de un an la vrăjitoarea Circe. După ce trece și prin alte peripeții, Ulise ajunge totuși acasă după 20 de ani de când plecase. În Itaca, pe Odiseu îl așteaptă însă noi încercări. În timpul îndelungii lui absențe, cu toată dragostea și credința nestrămutată pe care o nutrește față de el soția sa, Penelopa, pețitorii acesteia au pus stăpânire pe avutul și pe palatul lui Ulise. Ei petrec aici ca la ei acasă, în nesfârșite ospețe. După 20 de ani, nimeni nu-și mai aduce aminte de Odiseu, așa încât eroul, sosit în mijlocul lor, trece neobservat, cu atât mai mult cu cât s-a deghizat în cercetător. Își dezvăluie adevărata identitate numai bătrânului porcar Eumeus și propriului fiu, Telemach, cu ajutorul cărora îi ucide pe toți pețitorii. Între timp, el este recunoscut și de Penelopa, alături de care va domni de acum înainte din nou în Itaca. Adevărul istoric. Multă vreme, oamenii au crezut că faptele relatate în Iliada și Odiseea erau simple povești.
Totuși, în secolul al XIX-lea, arheologul german Heinrich Schliemann a început să cerceteze adevărul ascuns în spatele poveștilor. El a reușit să demonstreze existența reală a cetăților Troia, Micene și Tirint, atrăgând atenția istoricilor asupra războiului troian.